Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul lecțiineinformatică.net. În lecția video de astăzi vom face despre etapele de creare a unui program în limbajul de programare C. Pe site, așa cum v-am obișnuit, am făcut o lecție scrisă unde am detaliat aceste etape de creare a unui program în limbajul C. Acestea sunt editarea, compilarea, legarea și, în final, executarea programului. La sfârșitul acestei lecții am făcut o schemă a acestor etape, și anume, atunci prima etapă, editarea, are rolul de a crea sau de a modifica un cod sursă. Ce este acest cod sursă? Acest cod sursă este de fapt un fișier pe care noi îl scriem într-un editor, care trebuie să fie un editor ASCII. De exemplu, Notepad++ este un editor ASCII în care vom scrie o serie de instrucțiuni iar la sfârșit vom salva acest fișier cu un anumit nume care este recomandabil să fie sugestiv și care va primi extensia C pentru programe realizate în C și C sau CPP pentru programe realizate în C++. Pentru a realiza această etapă de editare, după cum v-am spus, trebuie să avem un editor ASCII, spre exemplu Microsoft Office Word. Word Microsoft Office nu este un editor ASCII, ca urmare nu-l puteți utiliza pentru a realiza programe în C. Ce este acest ASCII? Acest ASCII este un standard. Eu am scris mai mult despre acest lucru tocmai în această secțiune programare și în speță la limbajul de programare C, introducerea în programare. Acolo puteți să citiți și puteți să aflați mai multe despre acest standard. Și atunci, sigur că puteți, după cum v-am spus, să realizați programe în C și în Notepad++, dar dacă veți realiza în Notepad++, atunci va trebui să descărcați și un compilator, deoarece, după cum vedeți, cea de-a doua etapă este compilarea. Aceste instrucțiuni pe care le introducem și care le salvăm cu extensia C sau CPP, trebuie convertite într-un cod mașină și, ca urmare, avem nevoie de un alt soft numit compilator. Vreau să vă spun că, în practic, avem o serie de editoare ASCII free care vin împreună cu aceste compilatoare și, din punctul meu de vedere, nu are sens să vă complicați. Am să vă prezint imediat care sunt aceste editoare, dar înainte de toate, observați că pe această schemă rezultatul primului proces sau a primei etape de creare a programelor în C este acest fișier sursă care în limbajul C are extensia C, iar în limbajul C++ are extensia CPP. Deci, în urma editării, vom realiza acest fișier sursă sau cod sursă, în care vom plasa instrucțiunile programului. Așa. Și atunci, care sunt aceste editoare ASCII, denumite în limba engleză Integrity Development Environment, în limba română Mediu Integrat de Dezvoltare, sau prescurtat IDE, pe limba engleză IDE. Mai jos v-am făcut o listă cu aceste editoare, de exemplu avem acest Eclipse CDT și aveți pentru fiecare un link. De exemplu, dacă vom merge pe Eclipse CDT, vă va duce pe link și veți merge pe acest buton Download și veți putea descărca acest editor. De altfel, acest Eclipse CDT este un editor gratuit și în același timp și profesional, deci este un mare avantaj. Și avem, de exemplu, acest NetBeans IDE, la fel un mediu complet profesional și în același timp gratuit. Vă le recomand pe amândouă, sunt foarte bune. Aveți acest buton de download de unde puteți descărca acest
editor. Noi, în schimb, vom lucra în Visual C++ 2008 sau cei care doresc în Visual C++ 2010, care este o variantă mai nouă. Veți da un click pe acest link. Descărcarea este una foarte simplă. Acest link ne va duce pe pagina de descărcare. Așa, vom derula această pagină și undeva în partea de jos vom găsi Visual C++ 2008 Express Edition pe care vrem să-l descărcăm, dar acest mediu integrat de dezvoltare cuprinde mai multe limbaje de programare, nu numai C++, avem și Visual Basic, avem și Visual C#, avem Visual Web Developer și avem această librărie MSDN. Așa că, dacă doriți, puteți să descărcați fiecare dintre aceste limbaje separat. Desigur că pe noi ne interesează în mod deosebit acest Visual C++, dar dacă dorim să descărcăm tot mediul cu toate aceste limbaje de programare, atunci veți merge pe acest voi închide acest internet de Olandă care un pic mă încurcă, un pic mai mult. Așa. Și atunci veți merge pe acest All Offline Install ISO Image File, veți da un click pe el, veți alege limba, după care veți da Free Download și veți descărca această imagine ISO pe care o puteți să o utilizați pentru a avea pe calculator toate aceste limbaje de programare. Dar dacă doriți să aveți mai Visual C++, ceea ce facem noi în această lecție video, atunci veți merge pe Visual C++ 2008, veți selecta limba engleză, după care veți da un click pe acest Free Download și veți descărca un fișier executabil. El are o dimensiune foarte mică, de aproximativ 6-7 megabytes. Să închid acest internet de Olandă, mă încurcă foarte tare de data aceasta, deși este foarte util în practică. Și fiecare dintre voi va trebui să aveți un fișier executabil de acest gen, vksetup. Veți da un dublu click, după care va porni instalarea, care este de altfel foarte simplă. Și veți da next și în final finish, instalarea nu durează foarte mult. În final va trebui să aveți un editor de acest gen. Acesta este editorul Visual C++ 2008 Express Edition, unde vom realiza aplicații începând cu lecția următoare. Și atunci haideți să vă fac o prezentare așa generală. Avem o interfață prietenoasă, avem aceste ferestre, avem în partea stângă acest Solution Explorer, unde vor apare înșirate proiectele pe care le-am realizat. De asemenea, avem aici o fereastră pentru proiectele recente și mai jos avem acest Get Started, adică acesta reprezintă un start pentru a învăța Visual C++, cum creăm prima aplicație, un tour video, să învățăm Visual C++ și așa mai departe, o serie de informații, suport, tutoriale pentru acest Visual C++ și în final avem diverse informații, știri. De asemenea, aceste știri le avem enumerate și pe această fereastră din partea dreaptă. În partea dreaptă avem aceste două butoane. Dacă veți merge cu mouse peste unul dintre butoane, atunci în mod automat se deschide. De exemplu, acest buton nu vom folosi pentru aplicațiile bază de date,
Dacă veți retrage mouse-ul, atunci se închide automat. Avem acest buton de tools unde avem o serie de instrumente, cutii de text, liste de rulante și așa mai departe, pe care le vom utiliza pentru a realiza diverse interfețe, ferestre, cu ajutorul căreia putem introduce diverse date într-un program. De asemenea, în partea de sus avem un meniu orizontal. De exemplu, acest file new îl vom folosi pentru a crea proiecte noi în C. O să vedem în lecția următoare cum vom crea aceste proiecte. De asemenea, vreau să vă spun că sunteți obligați să înregistrați în maximum 30 de zile acest editor. Veți merge pe Help, după aceea pe Register Product. Vreau să vă spun că acest editor este free, iar cheia o obțineți tot free, deci gratuit. Dar sunteți obligați în 30 de zile să o înregistrați. Nu trebuie să plătiți absolut nimic. După aceea mergeți pe Register Now, care vă va duce într-o fereastră unde un pic am greu să deschid această fereastră, unde de altfel ar trebui să aveți un Windows Live ID sau un cont de e-mail Yahoo pe care îl veți introduce într-o căsuță și o să vă creați un cont. Vă creați acest cont și la sfârșit veți primi o cheie pe care am să vă arăt imediat unde trebuie să o introduceți. Și puteți utiliza nelimitat acest editor. Se încarcă greu, greu, greu. Așa, în final s-a încărcat. Dacă aveți un cont de Yahoo, atunci introduceți în prima căsuță e-mail-ul, după care o parolă și veți obține cheia pentru acest editor, sau dacă nu aveți un cont deschis, mergeți pe Sign Up și vă deschideți un cont Windows Live ID pentru a obține cheia. Bun, haideți să închid această fereastră și la sfârșit veți introduce cheia în această căsuță Registration Key. Bun, cam atât am avut de spus în ceea ce privește acest editor. Haideți să vedem care sunt următoarele etape pentru a crea un program în limbajul C. Urmează după aceea compilarea. Acest proces de compilare, practic prin compilare, convertim codul sursă, deci fișierul sursă pe care l-am realizat în prima etapă, în etapa de editare, într-un cod mașină. Acest cod mașină, ce este de fapt, sunt acele cifre binare 1, 0, despre care la fel am scris în lecția Introducerea în programare, în această secțiune. Vă rog să citiți acea lecție dacă doriți să știți mai multe despre aceste cifre binare, despre acest cod mașină. Trebuie să știți că un calculator recunoaște doar aceste cifre binare, doar acest 0-1, și de aceasta este necesar convertirea codului sursă într-un cod mașină, pentru că acele instrucțiuni pe care noi le-am introdus într-un editor să fie recunoscute de calculator. Schematic, v-am făcut și procesul de compilare, cum se derulează. Deci avem fișierul sursă, denumit, de exemplu, orar.c. Vom compila acest fișier sursă, care îl va transforma într-un cod mașină sub această formă, da? Deci 1011. Practic vom crea un fișier cu extensia OBJ, adică un fișier obiect care poate fi recunoscut direct de către calculator, deoarece conține doar aceste cifre binare 0-1. Deci aceasta este compilarea.
Foarte des se face, am văzut și elevii fac confuzia între interpretare și compilare. Un interpretor citește codul sursă linie cu linie, una după alta, îl citește și execută una după alta, în schimb compilatorul convertește întreg programul în cod mașină și ca urmare fișierul sursă pe care l-a mai creat nu mai are semnificație pentru calculator, va folosi doar acest cod mașină realizat în urma compilării. În schimb, interpretorul va citi întotdeauna codul sursă linie cu linie și îl va executa linie cu linie. De obicei, se spune că un interpretor rulează mai încet decât un compilator, adică un program interpretat va rula mai încet decât un program compilat. Bun, aceasta este cea de-a doua etapă, după care urmează legarea sau, pe limba engleză, linking. Sigur, poate o să vă întrebați de ce este nevoie de acest linking. Este nevoie pentru că, practic, limbajul de programare C nu oferă cuvinte cheie pentru operațiile de intrare și ieșire, pentru efectuarea unor calcule matematice de înalt nivel sau pentru manipularea caracterilor. Pentru aceste operațiuni, limbajul de programare C folosește diverse funcții care sunt plasate într-o bibliotecă standard. Toate compilatoarele C vin cu această bibliotecă standard de funcții care efectuează diverse operațiuni. Și atunci, noi, pentru a crea un fișier executabil, suntem atunci obligați să legăm fișierul obiect pe care l-am creat în urma compilării cu acea extensie obj cu aceste funcții care se găsesc în biblioteca de funcții și va crea un singur fișier executabil cu extensia exe. Și acest proces parte din numirea delegare. Adică, pe scurt, ce face acest proces? Va lega acest fișier, obiect, rezultat în urma compilării, cu fișierele tot cu extensia obiect, dar în care se găsesc funcțiile din biblioteca standard și va crea acest fișier executabil care în final îl vom putea rula, îl vom putea executa în ultima etapă a creierii unui program C. Aceste etape poate o să le înțelegeți foarte bine în următoarea lecție când voi crea primul program în C și o să vedeți exact și cum se derulează acest proces. Cam atât am avut de spus în această lecție. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă aștept în continuare pe site-ul lecțiideinformatica.net. La revedere!